Incendiile la această categorie de obiective de tip mall sunt unele destul de complexe, în sensul că sunt de o amploare foarte mare, cu degajare foarte mare de căldură și totodată cu o prezență numeroasă a publicului în interior. În acest context este necesară o intervenție concentrată a tuturor forțelor din cadrul MAI pentru o intervenție oportună. Mă refer aici și la Inspectoratul General de Aviație, care astăzi ne-a sprijinit cu un elicopter, atât în partea de salvare a victimelor care se pot evacua pe terasa acestui mall, cât și în acțiunea de stingere prin aducerea de apă cu acel Bambi Bucket. În ceea ce privește cetățenii municipiului Piatra Neamț și nu numai, aș dori să punctez ceea ce este mai important pentru dânsii, în sensul că în cazul producerii unui incendiu la etajul acestui mall, există ca și cale de evacuare cele patru scări metalice de pe latura dinspre orașul Bicaz. Așadar, dacă se întâmplă și avem un incendiu la etajul acestui mall, recomandarea noastră a ISU este de a se face evacuarea pe terasa acestui mall și ulterior evacuarea pe scară metalică direct în exterior. De asemenea, dacă suntem surprinși de un incendiu în cadrul unei săli de cinema, recomandarea este de a nu reveni în mall, ci de pe acel culoar de evacuare să ieșim direct în exterior pe cele trei scări metalice special dedicate.
Cam acestea ar fi principalele aspecte punctate și de doamna prefect. În continuare ne vom aduna și pentru un bilanț al exercițiului în care vom detalia modul în care a intervenit fiecare dintre structuri. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre la un exercițiu care se dorește a nu fi niciodată adevărat. Nu ne dorim niciodată ca în orașul nostru, municipiul nostru, în județul Neamț, să avem parte de astfel de incidente, așa cum s-au întâmplat în alte mall-uri din lume. Recent știți că și în Rusia s-a întâmplat așa ceva. Viața oricărei persoane contează foarte mult pentru noi. Astăzi am asistat la un exercițiu ca urmare a unui plan de intervenție roșu declanșat în urma ședinței pe care am făcut-o de CJSU. Se presupune că s-a întâmplat o astfel de ipoteză de lucru. Au fost salvate 17 persoane, dintre care câteva au fost grav, unele au fost de cod roșu, unele au fost, după cum ați văzut, salvate cu elicopterul. Situație nemai întâlnită până acum la noi. În viața reală lucrurile acestea se întâmplă și în altă modalitate, cu fum, cu foc, căldură. Să sperăm că toată căldura doar din sufletele noastre să fie alături de cei care astăzi, aproximativ 100 de persoane din cadrele Ministerului Afacerilor Interne, au apărat viața celor 70 persoane și bunurile de la acest mall. Putem să-i felicităm pe cei de la situații de urgență de astăzi și nu numai, pe toate cadrele care au participat. Ați văzut că a fost o desfășurare de forțe destul de mare, amplă. Atât Ministerul Afacerilor Interne prin reprezentanții săi, cât și Ministerul Sănătății prin reprezentanții săi au dat dovadă de profesionalism, așa cum fac de fiecare dată de câte ori avem o astfel de situație de urgență la nivelul județului Neamț.